Salut și bine v-am găsit la un nou video din grădina lui Geo. Astăzi, în ultima zi a lunii iunie, m-am gândit să fac rapid un filmuleț, să vă arăt cum se prezintă zmeura. A început să se coacă, încerc să fac acest videoclip de vreo săptămână, pentru că zmeura noastră a început să se coacă și vreau să vedeți și voi cum a evoluat zmeurica. V-am arătat în primăvară cum am curățat-o. Erau pur și simplu niște bețe, după cum știți. Uitați ce e acum. E aproape cât mine. Zmeura începe să se coacă. Și da, am zis să fac un filmuleț cu zmeura coaptă. A plouat foarte mult și a cam afectat-o, pentru că s-a mai și stricat. Uitați, ca să faceți comparație cu cât este de mare fructul cu mâna mea, să știți că nu am o mână foarte mare. Sunt slab și am o mână destul de mică, deci fructul este destul de mare. Dar, după cum spuneam, a plouat foarte mult, ca peste tot în țară, și a fost puțin afectată. De exemplu, am cules acum într-o zi și nu ține foarte mult după ce o culegi, deoarece are multă apă și trebuie consumată sau vândută destul de rapid, că altfel nu ține. Oricum, ea de felul ei nu ține foarte mult după ce e culeasă. Da, și cam ăsta ar fi filmulețul de astăzi. Nu am reușit să mai postez de mult. A venit căldura și treaba este, încât nu mai am timp de editat sau de făcut alte chestii. Îi voi da un foliar, vreau să-i dau un foliar, un Crop Max, un foliar bio și cam atât. Și trebuie menținut între rânduri să nu fie iarbă. Deci am tuns iarba, mi-am făcut rost de o mașină dintre asta de tuns iarba Makita, o mașină foarte puternică pe benzină, și cu acea mașină tund iarba între rânduri și cam asta e. Partea asta este pusă toată pe șpalieri. Pentru cei care m-au întrebat dacă necesită neapărat șpalieri, da? Deci este pusă pe sârmă toată partea asta, iar partea aceasta nu am absolut nimic, niciun șpalier, nici o sârmă. Vedeți, mare diferență nu este între cea pe șpalier și aceasta care pur și simplu stă în pământ și atât. Da. Atât pentru astăzi și sper să mai postez și alte filmulețe cât de curând. V-am salutat și vă urez o vară cât mai răcoroasă.